Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final, rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi îl avem în vizor pe Cătălin Predoiu, ales în circumscripția electorală numărul 12 Călăraș pe listele PNL. Acesta este primul său mandat de deputat. Face parte din Comisia Juridică de Disciplină și Imunități. A fost ministru al Justiției în guvernul Tăriceanu, în guvernele Boc, precum și în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. A fost și prim-ministru interimar pentru 3 zile în perioada dintre demisia lui Emil Boc și investitura guvernului Ungureanu. A fost și ministru interimar al afacerilor externe în anul 2009. Cătălin Predoiu este unul dintre cei mai activi deputați, dacă ținem cont de statisticile publicate pe site-ul Camerei Deputaților. 226 de luări de cuvânt, 2 declarații politice, 9 întrebări și interpelări, 16 luări de cuvânt în biroul permanent și 14 moțiuni. În cei aproape 2 ani de mandat, deputatul PNL Călăraș a vorbit nici mai mult, nici mai puțin de 2 ore, 24 de minute și 57 de secunde. Predoiu este una dintre vocile importante ale opoziției. Anul trecut, în numele PNL și USR, a cerut demisia guvernului Sorin Grindeanu. Domnule prim-ministru, admitem faptul că sunteți în situația ingrată de a răspunde comenzilor venite pe linie de partid și a trebuit să dați curs solicitării directe a șefului dumneavoastră, domnul Liviu Dragnea, pentru a-l face scăpa de la o eventuală condamnare cu executare viitoare. Cu toate acestea, trebuie să vă asumați eroarea de a adopta aceste acte normative și să plecați acasă. Altfel, veți rămâne în istorie un al doilea tovarăș de drum după dr. Petru Groza, dar mult mai nociv pentru popor decât a făcut-o regimul totalitar impus după cel de-al doilea război mondial. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Cătălin Predoiu a avut până în prezent 1657 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la vot este de doar 48%. În calitate de fost ministru al justiției, îl taxează pe actualul ministru al justiției, Tudorel Toader, ori de câte ori are ocazia, cum a fost de exemplu la ședința Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției din această vară. Când a început această comisie să lucreze, domnul ministru Toader trebuia să fie acolo, alături de noi, dacă nu la fiecare ședință, măcar din când în când, în momentele esențiale. Nu vreau să diminuez cu nimic rolul doamnei secretar de stat, dar știți dânsa, cum știm noi toți, că sunt anumite decizii pe care le ia ministru. Și ministru trebuia să fie aici, să știe de ce ia anumite decizii, de ce ia alte decizii, de ce ne propune anumite texte și nu ne propune altele, și dânsa a lipsit permanent de aici. Acum să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Călăraș. Luări de cuvânt în număr mare, o voce importantă a opoziției, fără probleme de integritate și fidel partidului din care face parte. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: prezență scăzută la votul electronic, proiecte de lege în număr mic, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru activitatea din acest prim mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 7 deputatului PNL Călăraș, Cătălin Predoiu.